Bine ai venit la Bimassive, prima ediție, suntem la Europa FM, o să ne vedem online. Jungle is massive. Ne auzim mâine dimineață și la radio, cu înregistrarea din seara asta. Cum ești? Cum e atmosfera de la Bimassive? E mișto. Mai spre când am intrat pe scenă nu prea era lume, dar i-am chemat eu ca lupii. Am văzut că s-au adunat ceva. Erau de toate vârstele, de la copii mici până la doamne... Da. Peste 50-60, foarte fain. Doamne, peste 50-60? Da, da. Eu le-am văzut. Aia n-am văzut. Și dansau, mamă, mamă. Eu popierii am văzut că erau pe treabă. Erau, da. Popierii erau, se rupeau. Toată lumea e aici cu chef de distracție. Cum stai tu cu muntele, în general? Nu prea stau. Sporturi de munte, ceva, schi, snow, placă? Sportul extrem pe care îl practic este ridicatul din pat dimineața. Asta e super extrem. Și cum merge restul zi? Cum e o zi normală din viața ta în perioada asta? Când e fiica mea la mine, toată ziua stăm în casă, mergem, ne plimbăm, eu nu știu ce. Când sunt singur acasă, mă ridic, plec, mă întorc, mă culc. Am înțeles. Ai deci, o fetiță. Am o fetiță. Câți ani are? Aproape 4, în iunie face 4. Mulți înainte să străiască. Și da. Cum e viața de tată? E superbă, nu se poate explica, știi cum, clișeele-s clișee că sunt adevărate, știi? Ce ai descoperit de când o ai pe fata ta? Dragostea. Și mai mult de atât? Nu, atât, e cel mai mult, n-am știut ce înseamnă dragostea până la ce faci cu ea? Te joci, mergi în parc, care sunt activitățile? Ce-mi place mie să fac e să mă uit la filme. Și spre bucuria mea, Măriei îi place să se uite și ea la filme, întregi cu mine. Am înțeles. Și dezbatem ce se întâmplă. Ai dus-o la Bacău acasă? La Bacău n-am fost niciodată cu ea, nu? Și n-ai nu prea mai merg pe acasă. Cum vezi așa, de la distanță, plecatul? Eu sunt din Botoșan, spre exemplu. Moldova everywhere. Deci asta e clar, suntem peste tot. You know me, man. Cum e când te întorci sau, mă rog, când ai fost ultima oară în Bacău? De mult n-am mai fost. O să merg la anul ăsta la Young Festival. Dar n-am mai fost de foarte multe vreme. Eu mai am doar o mătușă acolo, nu? Și o verișoară, cred, da. Nu mai am nici casa acolo, nu mai am nimica, vine foarte greu să merg la Bacău. Sau că am separat lucrurile, nu? Prieteni mai ai acolo? Nu, nu? Nu. Am înțeles. Deci, na, sau cam... O amintire. Rămâne în suflet, adică... Rămâne, Moldova nu pleacă niciodată din suflet. Ai o amintire din copilărie, nu știu, pe care ai povesti-o fiicei tale în momentul ăsta? Ceva memorabil? Vreo prostie făcută cu prietenii prin cartier? Pua, una dintre ele. Nu. Și ce poate fi dat pe radio? Nu, dar chiar nu știu, nu știu ce să zic. Că nu eram, n-am fost un copil foarte năzdrăvan. Mie taică mi-a dat castofon când eram în clasa a doua. Ok. Și eu am castofon și casetele mele din clasa a doua. Ce ascultai pe vremea aia? Ascultam pe în clasa a doua ascultam Vanilla Ice. Ok. Two Unlimited. Se dă la Europa FM. Two Unlimited. Așa. Joby Ellis. CNC Music Factory. Oho, frumos. Deci eram, înțelegi, tot timpul, mă. Ce mai ascultă Grasso acum? Ascult la fel cum am ascultat întotdeauna, lucruri care îmi plac, care mă inspiră, care mă surprind. Ascult și nou și vechi și încerc să ascult tot ce iese nou. Ai artiști noi acum pe care ai pus urechea, ca să zic așa? Păi, da, noi am făcut un label nou, se numește Devgem România și avem vreo 20 ceva de artiști noi. Cum vezi generația foarte, tânără? Foarte fresh și foarte refreshing. Eu mă simt foarte refreshed, n-am alt cuvânt de când lucrez cu ei. Pentru că mă văd în ei și mi-aduc aminte cum eram noi, vremea lor e aceeași energie, aceeași atitudine. S-au schimbat drogurile și tehnologia. Am înțeles. I'm not joking. De fapt, instinctul ăsta de underground, care e în rap sau în rock sau în punk sau în muzica asta rebelă, e același. Dar că vremurile sunt altele, drogurile altele, tehnologia, suntem unde suntem, oricine dacă are un laptop ăla e studioul, adică nu mai există niciun fel de filtru acum. Ori o dai. Problema e că pe cât de multe lucruri apar mișto, pe atât de multe lucruri apar nasoale. Știi? E explozie de toate, de informații. E o sabie cu două tăișuri, știi? Da. Da, da, la urma urmei e evoluție până la proba contrarie evoluăm. Cum a fost drumul tău către succes? Că ai și o piesă foarte, extrem de bună despre treaba asta. Cum ai, nu știu,
face tu un rezumat legat de succes? La succesul mine a fost, tău. Succesul meu a fost așa, cărămidă cu cărămidă. Eu fac asta din 95. Sunt aproape... Eu sunt 191, deci 20 și... 30 de ani? Aproape, aproape. În 2025 se fac 30 de ani? Oh, sau 20 de ani? 30, 30. Am făcut la matematica eu? 30. În curând... Bine, deci ai trecut sfertul de deceniu aproape. Da. De sfertul deci de secol. Deci fac asta de atunci și... N-am avut un vârf de ăsta foarte rapid. La mine a fost așa totul foarte încet, 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 încet și niciodată în jos, știi? A fost cu direct tot timpul urcat. În sus. Aici vorbim și de numărul de concerte, fiul de concerte, tot. A fost încet, 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 dar sigur. Și în punctul ăsta al carierei, cum te simți? Mă simt... obosit și aștept să mă trosnească să termin un disc. Vreau să mai am un disc, cred în mine, sper și sper să-l fac. Nu știu dacă reușesc anul ăsta, dar e un disc care o să-l scriu greu. Îl simt că o să fie un disc greu. E ceva din suflet. E ceva care doare tare. Ok, suntem super curioși să vedem ce o să iasă. Și eu, că nu știu ce o să iasă. Suntem foarte curioși și ținem pumnii, o să te urmărim să vedem. Sperăm că ne revenim. Ai un sfat, știu că sună clișeic, sfat, dar tot legat de succes, că nu știu, mi se pare chestia asta pentru tineri, dacă ai fi să le zici ceva acum celor cu care lucrezi. Le zic în fiecare zi, ce același lucru. Trebuie să crezi în tine, și asta sună clișeic, dar e adevărat. Trebuie să crezi în tine, însă trebuie să ai și picioarele pe pământ. Adică crezutul ăsta în tine și gândirea pozitivă te ajută până într-un punct. În momentul în care devii delusional, înțelegi? Nu e ok. Deci trebuie să fii și ancorat exact, cu exact, trebuie să fii cu realitate. Mie îmi place să spun că eu sunt un om cu capul nori, dar foarte împământenit, știi? Îmi place să visez, dar cumva îmi știu locul, îmi știu limitele, nu? Ca să pot să le depășesc. Deci e foarte important să... Când ești tânăr, e mai greu, că și eu am fost la fel. Când ai un pic de succes, ți se pare că ești... Zeu. Și poți să arzi pe toată lumea și să faci ce vrei tu, știi? Dar nu e așa. Și atunci trebuie doar să te ocupi de meșteșugul tău. Din păcate, la noi asta cu meșteșugul, din lipsa educației, nu prea mai există, știi? Nici nu mai există profesori și nici ucenici, știi? Cumva meseria se învăța și ar trebui să se învețe, cred eu, de la un meșteșugar, cum îmi place mie să zic, în orice domeniu, știi? Pe mine m-a învățat tataie, m-a învățat chelul, m-a învățat chestii. Și atunci chestiile alea nu poți să le uiți, știi? Nu, îți rămân în tine, știi? Sunt ca niște chestii după care te ghidezi. Copiii din ziua de azi nu prea mai au bătrâni. E o chestie care le lipsește. Asta am observat și asta am observat. Lucrăm cu ei de un an de zile deja. Da, știi că am avut o discuție pe Europa FM legat de mentori, meșteșugari, cum le zici tu, că trebuie să-i cauți, sunt oamenii din jurul tău, pare ceva foarte mare, așa, cuvântul ăsta de mentor, de om de la care să înveți, dar acum să prinzi de la fiecare în parte cât poți și ce poți. Da, eu cred că asta vine din educație. Cred că... Și să-ți dorești foarte cred mult. Cred că pasiunea lucrului bine făcut, la noi în țară, conceptul ăsta nu există. Adică e foarte, foarte rar, știi? Nu doar în muzică, mă refer în orice, în toate știi? Domeniile, da. Și de aici toate problemele, cred eu. Pentru că avem o grămadă de șoferi care sunt senatori, o grămadă de mecanici care sunt deputați. Da. Avem prim-ministri care sunt văcari. Adică... Da, asta să avem. Știi că multă înțelegi? Lume simte și de aici, treaba asta. Poștașul este sculptor și sculptorul e... Și rapperul e, de fapt... Nu știu ce să zic. Se amestecă. Trebuie. Din fericire, sau, hai să rămânem optimiști, mai sunt și nu, oameni suntem cu optimiști, valoare. Dar în același timp trebuie să știm că țara asta nu se află într-o zonă prea fericită. Hai să încheiem cu un cuvânt către oamenii care ne ascultă. Ce simți tu că trebuie să le transmiți oamenilor? Nu știu, ne vede toată România în momentul ăsta, ne ascultă toată România în momentul ăsta. Vă iubesc. România, vă iubesc. Mersi frumos. România, vă iubim. Noi ca tine vrem să fim. Mersi frumos, te-am pupat.